prieteni, bine ne-am întâlnit la canalul de YouTube. Vă spun că am început eu cu Denisa să facem și noi o curățenie aici, până nu sunt copii, noroi, de nu sunt acasă. Dar unde s-au dus toate? S-au plecat până la Craiova. Au plecat să se plimbe la Craiova, fără noi. Au plecat să se plimbe la Craiova. Și eu te mai spal vasele. Am făcut focurile în sobă, că plecare de dimineață. Am dat la porci. Ești vrenică de dimineață. Am petrecut mare, am petrocit-o. Am petrecut-o. Dar ești vrenică. Am petrecit varza. Nu mâine, apoi mâine o petrocesc iar. Denisa, tu nu știi că obiceiul meu că nu pot să stau? Da. La lemne îmi place să sparg, îmi place să fac focuri, îmi place să fac treabă, îmi place să muncesc. Eu zise, cu că ai fi pe două picioare, măcar că mă dor, dar nu fac treaba. Nu fac treaba așa, să muncesc, să fac. Păi ce s-a spus la după lor, fac și sigur, fac să muncesc, să nu stau așa. Că dacă stau așa, mai rău, mă îndoamnesc. Așa că nu uitați să vă abonați la Bunicuța Zna, să dați un mare like, o să filmăm cât mai des, să facem mai, filmăm și noi, mai multe abonați și videoclip și așa like. Așa să stau dacă ce și vizualizări, dragi prieteni, o să vă uităm, să nu uitați pe Bunicuța Zna, să dați un mare like, o filmăm și noi cât putem de des. Denisuca, ce facem, ce stăm, cum facem? Noi... Mie îmi place să fac treabă, nu-mi place să stau. Da, dar văd că tu ești... Nu-mi place să bârfesc. Tu ești gospodină. Nu-mi place să mă încerc cu lumea, cu vecini. Eu nu m-am încertat cu nimeni de când sunt eu. Eu sunt o bunicuță finuță, finuță sunt. Da. Când ai murit, să nu spune lumea mai târziu. Ba, bine că a murit, că a fost o femeie rea. Eu am fost o femeie bună și cu minte. În viața Bravo. Mea. Și în viața mea. Am crescut nepoți, am crescut copii, n-am avut treabă, nu nimic. Nu m-am dus la nimeni să cerșesc. Cu prietenii, cu vecinii, o duc bine, foarte bine. Suntem vecini ca lumea. Acum că se apropie sărbătorile, vine cel mai frumos Crăciun. Da, Denisa. Să ne facem și noi treburile. Să ne facem treburile. Cum fac, al, cum fac toată lumea. Să ne facem rosturile, Denisa. Și aici să sortez sarturile așa, ca să fie asortate. Că vine mai încolo friptura pe ei. Da, bunica Florica și Olga și bunicul sunt la Craiova și pe noi nu ne-a luat. Ha? Pe noi nu ne-a luat. Ei, dacă ne lua pe toți, ce n-ai bani? Cine mai rămâne acasă, mamă? Pisicul? Găinile. Ce făcea pisicul dacă mergeam toți la Craiova? Zic tu, ce făceam? Pisicul ce făcea fără noi acasă? Nu făcea nimic, sărac. Așa mai suntem noi, facem rândurile noștri. Uite așa. Lasă să le pun în dulap. Lasă-le să se mai scură, mamă. Bine. Să se mai scură, așa să pune în dulap, nu așa cum spui tu. Să se scură bine. Și așa la fel. Le pun cu alea așa. Uite așa. Aia nu sunt curate. Uite, mai bine, uite-o. Uite-o. Cafea. Am băut ceai de dimineață, adică nu, acum am băut, nu de dimineață. Am băut o cană de ceai ca să-mi hidratăm. Mai târziu, eu mi-a scos de dimineață, nu pot să dorm atâta când dormiți voi. Eu cu mușul mă scol de dimineață. Apă, da. Așa e obiceiul. Să ne sculăm, voi ai tine, dormiți mai mult. Că așa e bine să dormiți. Dormiți! Așa să mai doarme, ce să faci? Am făcut curat. Așa, mai facem curățenie. Mai facem și noi. Mai leam și noi. Oamenii, ca toată lumea.
umblam țările, acum nu mai pot să umblu. Acum se umblă bunică ta, bunicul tău. Aia le pune o afară. Da, așa le pui afară. Și cu așa e cu ea. Ai pornit aragazul. Ha? Este pornit aragazul. Da, acum simți aragazul. Simți-l. Acum știi ce faci? Ha. Mi-aduci o găleată de apă. De ce? Să dau la porci. N-ai mâncat? Ha? Veni, dragi prieteni, uitați ce vreme este afară, îngrozitoare. Am spălat puțin curte, așa, jumătate, că acolo numai că este mult praf. Uitați ce vreme. Așa, nu e frumos să zic așa. Este, na, îngrozitoare. Frig, aici bunica zâna, ce faci bunica? Mamă, m-am pus să șerg așa de praf, să le punem la locul lor în cămară. Unde e în cămară? În cămară, aici, în pivnița noastră. Acum gata. Le punem, nu le las aici. Nu, mă, cum să le lăsăm toată iarna aici să se îngheață? Acum avem treabă, tăiem porcii, facem alea, avem destul treabă cu pe capul nostru. Trebuie libertate o țărăcia. Da, man. Uite așa de praf un pic. Le-am șers pe aia. Mai am pe ăștia de aici, așa. Așa se face treaba, mamă. Așa se face, nu cum? Tu-l vin aia la Craiova și ăștia să le așează pe raf acolo, așa frumoasă. Asta e varză, las mai pe urmă. Nu uitați să vă abonați la bunicuța Zâna, să dați un mare like. Vede, dragi prieteni, ce facem și noi. Se abonează cât și cât mai mult la bunicuța Zâna. La bunicuța Zâna. Uite, mama, ele practic ei, vezi? Uite. Așa le punem și noi în raft, acolo, așa frumoase. Uite. Dar câte bulion ai? Am bulion, uite, teme, n-ai grijă că am și roșii destul de tocate în lada. Nu ți-e frică că rămân fără bulion în iarna asta. Am făcut ce mâncăm. Ca anul trecut am lăpădat. Multe. Mai lăpădăm mama ta. Și cu mai ales asta, mătușica ta. Mătușica ta, Olguța. Mai avem compote, mai avem de aia. Ei, mai multe trebuie. Asta e sticla ta de bulion, o vezi? Da. Ha? O duci la soacră ta cadou. Uite, duci la soacră ta. N-a zici, cum îi zici? N-a socrit-o și tot sticla de bulion. Când pe o vodi peste 2-3 ani. Să te logodesc, să-ți fac logoană frumoasă, așa. Mă urmăresc fanii mei. Uite așa, că a zis bunica ta mai de multe ori, dar... A uitat. Apă mai are și altă treabă, ba să ducem colo, ba să ducem colo. O doare și ea piciorul, că are tromboză la picioare. Da. Ca tatăl tău. Varză roșii. Da. S-o pun mai acolo așa. Tatăl tău îi place. De mine nu prea îmi place. Varza? Mhm.
De ce? Nu știu. Nu prea-mi place. Ne șocurile știu să fie șterse cu apă, să dăm cu ei paraf. Acum? Lasă că le pune. Aia, toate le fac încolo, dar aia nu pot să mă sui. Uite, aici e dulceață. Lasă că le pune și ei când vin. Ha? Lasă că le pune și ei când vin. Le pune, dar tot cu noi. Dar ce crezi că fără noi? Culea-i gem. Aici să ți le pun gemurile culea deoparte. Să-ți cumperi margarină și să mănânci. Le pune asortate acolo, să știe de unde să le ia. Uite aici vărzuță. Aici avem ciuperci. Uh-huh. Care le-a făcut maică ta la Călan. Să vină să-și le mănâncă, da? Ia, noi nu mâncăm bureți. Nu mănânc ciuperci. Mâncăm noi. Mâncați voi, că mama cu tata nu mănâncă. Ciuperci. Mamă. Aici e tocătură. Da, cât praf. Praful ce la noi în drum? N-ai văzut ce e? Vai, ce amar. Vai de capul nostru. Ne mirăm cum nu mai ne ținem pe picioare. Pune acolo. Da, tot aici. Ia, da, să șterg un pic alea. Păi mai avem și borcani acolo. Unde le pune? Le punem sus în pod. Acum? Da. Pune-le așa la rând. La rând, bă, la rând. La rând, mai mică, la rând ne pun și eu, uite așa. Uite, nu vezi că le-a sortat de aici, să fie sortate sus acolo, uite. Uite, acum le pun pe ăștia și tot ciuperci așa care le-a făcut mama ta. Nu cred că sunt bune. Ba da. Ai mâncat? Nu am mâncat odată, că am desfăcut-o în borcane. Uite, mama. Așa, de muncă n-avem nimica, mama. De muncă dacă muncim și mai tare ne facem. Aia e tocătură. E, Denise. Mama a făcut-o. Eu cu mama. Tu cu mama ta? Da. Uite ce tocătură faină. Unde-l Da, trebuie să le băgăm înăuntru, moșule, că vine iarna. Anunța la televizor că ninge zăpada de 5 metri. Aoleu! De 5 metri, nu mai ieșim din să ningă, că e frumos că ningă. Acolo avem... Ardei copt. Ardei. Am revenit. Poți să vii după mine mai de mult, că uite, am șer și eu borcanii așa cu castraveți. Vreau să mănânc eu un gutui. Ha? Vreau să mănânc eu. Gutuie? Aha. Nu mănânci după ce termine cu alea. Trebuie, uite, așa, toate, șterse și dusă la locul lor. Ce ți-am spus eu mai înainte? E... Trebuie șterse toate și trebuie să le punem pe raft. Mai avem nicio găină. Nu mai e. Am strâns pe aia acolo. Dacă te avem. Să separat, acum să strâng și așa separați. Să știe cum să le pune acolo. Ce mai bun gras aveți la noi sunt. Dar pot spune că le făcurăm chiar din aia de magazin. Așa. Că vezi că de azi dimineața de când mă sculăie, numai cu treaba sunt în mână. Și acum ce faci după ce termini? Acum strâng pe așa în cutiile așa. Și când a venit Olga să le așezăm... Și după aceea te duce în casă? Ce, mai am intrat eu în casă de azi dimineață. Și ha? Ce faci acum, după ce termin? Te duci în casă, nu? Acum să știi că mai am văzut, că mi-a fi de azi dimineață. De la coldurică, da. E la ora 8 de când m-a sculat. Așa. În fine, să pun ăștia încă fără. Dar ce se vede frumos. Pun pot de gutoie. Să mănâncă și mama. Mama n-a mâncat deloc. Ia mai lasă-mă cum. Păi ea le-a dus. Mănâncă de acolo, de la Călan.
Lasă că sunt multe. Nu le mâncăm noi pe toate. Lasă că nu mănâncă și ea. Se frică că nu mănâncă? Da. Ai, Denise, că nu lăsăm noi pe mama ta mâncă. Lasă-mi și mie un... Să mănânc și eu acum. Unu. Cum... Hai că luați pe asta. Aha. Nu mă praf, mi-am mâncat praful. Praful nu mi-am mâncat. Nu uita să vă abonați la Bunicuța Zuna, să dați un mare like, o să-mi filmăm cât mai des și o să vă arătăm ce facem în fiecare zi. Nu mai pun pe Bunicuța Zuna la lemne. Ba, tot pe la lemne. Nu mai bunico, gata, mai încolo faci lemne. Acum mai încolo. A spus prietenii că tu numai tu faci, că... Nu pot fac. Bărbații nu fac. Păi ea vrea să facă. Care să facă? Ea vrea să facă, că nu ne lasă pe noi. Uite ce urlă porcii. Așa sunt la castraveți cu lea, mai iau eu mai carte. Ce pură porcii e? Dar mamă, dar nu mai ziceam dat. Dar nu te dau de lume. Așa se învățare. Ho, ho! Mamă, n-ai să le dai de mâncare? Ha? Le-ai dat? Cum să nu? O cantă de mâncare i-ai dat. Mamă, ce frigă. Mamă, a venit iar, da. Acolo avem ăștia. Acum avem pe ăștia. Lasă-le acolo. Le las pe așa, nu le pun la... Ăsta e al tău. Ăsta și să le știu de aia. Haide! Și așa cu le șerșei. Acum. Trebuie să mănânc ceva. Ce? Tu? Mai încolo, mai după masă, mă duc la patru, Ana, că a venit acasă. Mai după masă? După masă îi duce, nu? Da, că a venit acasă. Ne ducem și noi la ea, îi ducem un suc, ceva, da. Și ne ducem la patru, Ana, mai după masă. Mai după amiază, așa. Da. Hai. Uite așa, să le pun eu acum, bine că le-am șers pe toate. Cuțulică, ce vrei? Cuțulică vrea să mănâncă. Hai, ia ăsta înăuntru, să pun ăsta aici. Îți voi pe ăsta, ce mai ai? Gata, să-l pun ăsta. Gata. Păi da, ce vreme avem. Acum mai mâncăm când doar nici. A, păi da. Să ne la iarnă. Să mă scurt și eu un pic pe mâini, ca femeile așa. Uita să vă arăt vremea, dragi prieteni, este foarte onorată. Uitați că Denisa este starea vremii. Cum îi zice la doamnele ea? Cum? Că îi prezintă vremile. Nu știu. Uitați ce vreme. E vară vremea. Asta mi-a fi de azi dimineață. Am spălat puțin curte, așa că era praf. De azi dimineață la castraveți, la bulion, la... de toate. Haide acum, hodinește-te, mâncăm un... La focul să știu că hodinește-te, cât e ceasul. Compot. E două. Mi-ajunge.